Coaie, n-ai cum! Stai că dau revive direct, nu? Mă lasă, nu? Coaie, de acolo! Stai, acum! Aia mă, m-a omorât cu burta? Ce? Aici. Cum se cheamă camera asta? Warning microwave hazard, da. Ok, ce atent aici, ești pregătit? Hai. Let's go, G. S-a deschis PC-ul. Ce? Ah, da, lol. Și ia, initialize mirror, ești pregătit? Cum dracu se iese de aici? Dă-mă că apăs eu dacă nu dai, ești nebunar. Uite-te! Oh my god! Oh my god! Da, mă, deci aparent corsus ăla, ultima zonă, e DLC, dar e free, e update la joc, cum ar fi. Ah, ok. Deci stai, mai avem doar o zonă de jucat? Fără oglinda asta? Unde ne duce asta? În altă zonă. Oh-oh. Dar probabil asta trebuie făcută și pe aia corsus, nu? Dacă ne-a dat ăla. Nu știu, vedem ce e asta. Deci stai, dar avem doar asta și corsus te în jocul? Pe aia dacă vrei, mai rejucăm că poate chiar... Adică final end to the root. Cum, bă, stai, nu pare bine. Asta pare finalul. Stai, care-i normalul? Asta e finalul, coaie, hai înapoi. Remnant. Mamă, ce mișto arată, e clar că ăsta e finalul, vezi cum arată și ce scrie acolo. Find the net to the root, termin finalul, clar. Opa. Bine că nu vezi ce fac eu. Opa, hai la cealaltă zonă, ne cărăm de aici. Păi și aici ce find the net to the root, stai, ce? Nu, no, aia a rămas așa, pur și simplu. Aia a rămas de la zona cealaltă? Hai atunci. Hai că chiar vreau să joc, chiar am poftă rău, unde suntem? Mamă, cât de mișto e arma asta, nu e legal. No, arma asta e prea prea prea. Cine sunt ăștia care sapă? Ce cu asta cred că jucau ei, Vanet. Ce se aude așa? Sunt unii copaci? Cu cine te bați? A venit după mine. Mă, cu ce pizda, mă, te bați? Se auzea un monstru, nu? Ce e la mic? Adevărat, îl văd și eu pe la mic. Cu asta cred că jucau ei, Vanet, bă. Bă, nu știu cine juca cu ea, dar îi pare genială. Îmi pare cunoscută. Doamne, cum arată, n-ai cum, o. Ce ăla e în pământ? Ăla e în pământ, nu pot să-l nimeresc. Ok, las și... Bine, trebuie să dai dodge și te faci să-i cuțul ăla. Ce? Nici n-am dat dodge. Păi nu, că dacă te-ai mișcat, nu te-ai mai nimerit. Ce? Cu ce te bați? La ce mai e? Am dat atacul ăla mișto. Cu dodge-ul ăla și cu charge. Deci așa se dă. Deci fii atent. Tu dacă dai ăla, bă... Ce? Eu plecam. Dacă dai dodge-ul ăla și apeși așa, inamicul nu-i destul de aproape de tine. Că de la dodge-ul te distanțezi și uite de ce se face. Uite-te, fii atent. Îl dai și dai charge. Pa, ce-l distrugi. Bă, la trișează, l-a găsit hack. Dai attack charge cu damage mult. Ia fiare că ți-arăt și eu acum, stai să vezi că eu dau fail. Stai să vezi, fiarent acum, fiarent. Fiarent frate aici, uite ăsta, pe ăsta. Pe ăsta ți-a, uite de la ăsta, ești pregătit? Ia fiarent aici. Mamă, nu știu când iese de acolo. Și după aia BAM! Și l-am ratat. Ok. Păi da, dar s-a dus în partea cealaltă de unde te uitai. Da, e corect. A fost unexpected. Ia, uite, stai. Bam, fătu-te-n gură. Bă, cine e ăla care trage cu ceva? A, tu trage în gură. Bine, ceva mare. Ce e ăla în față? Ce e wizard ăla? Bă, dar... Bine, ceva mare. Arma asta ești că trag cu niște pufuri, ești nebun, nu știu ce e asta. Pare că am OP. Eu dau... Bă, ce-i melcul ăla? Bă, ce măi, nu l-am văzut pe ăsta. A rămas melcul ăla pe jos. După ce l-am omorât pe omul ăla care cară melcul. Asta e ăla, dă-mi minte ce îți dădeam în el? Cum vine asta? I know, that's not how this shit works. If I hit you, you don't hit me. Ce face melcul? Dar nu vii la loc. Bă, ce mă? Trebuie distrugi și ăla neapărat? Și te-a luat dintr-o parte. Cum îl distrugi? Pur și simplu. Bă, ce mă? De pe jos îi puți. Se întoarce la el și îl face pe la mare la loc. Uite, așa e, ăla era capul lui. Bă, dar joc... zona asta e prea mișto. Da, și jocul ăsta e genial că se schimbă mereu, ia al fiecare zonă. Ce am spus? Poartă colivie. Ce era aia? Aia de câine, nu colivie, casă de aia. Zona, jocul se schimbă mereu și armele și zona, aia îmi place. Uite, cum urci? Mai vreau co-op-uri de-astea. Păi, pe astea te distrezi, frate. Se schimbă mereu tot, dracu, n-ai cum să nu te distrezi, ești nebun. Mi se pare funny ce diferență între unele jocuri. Bă, da. Adică compară pe ăsta cu căcatul ăla de Far Cry. Sau cu Division. Că și Division, mi se pare cam shit față de ăsta. Bă, Far Cry a băgat co-op, dar l-au făcut boring jocurile, că 34 sunt mai mișto. Da, adică uite de la asta, așa e, uite cât de mișto e. Vezi că pe net când a căutat similar era Division acolo. Păi seamănă, da, cu ăsta, da, nu se compară. Scria că e mișto, că e intens shooter cu prietenii. Care, mă, Division? Da. Cum dracu, că nu mi se pare așa intens. Păi că tragi ca un cuplu. Noi n-am urcat pe cojmelii. Băi, era greu uneori când te dai pe hard. Simulacrum, ăla OP.
Păi era greu, dar nu mi se părea fun, așa fun ca ăsta. Aia e diferența. Eu n-am zis că era ușor. Se aude ceva, Big Dick. Eu pe head dau 1 de damage, că am chestia aia, talismanul la făceam. S-a auzit muzica aia de mob mare, dar eu nu știu care e mobul mare. E mobul mare e Melco ăla, aparent. Da, mișto. Nu știu de ce e considerat mob mare, că nu mi se pare. Dar am găsit simulacrul, nu știu dacă ai auzit chiar. Să ne upgradeam o armă la level maxim. Sau să ne luăm o inimă în plus. 3 point, ia XP repede. Am învățat de pe net. Cum fac aia în filme, știi, YouTube. Aici am și eu n-am. Azi la limită. Stay down! Mi-am pus vocea asta de Final Fantasy, îți place? Stay down! Aici știi ce-i de spart, nu? Butoaiele alea. Bă, da, și sunt niște cuști. Ia vezi, mă! Mă, dracu. Ce tot te-ai în gură? De ce dai mă dodge? Ia, uite la asta. Nu, dar momentan movie parez în zona asta, sau suntem noi mai pro, că am tot jucat. Bă, parez, nu, no, chiar parez, că eu mor așa de la distanță. Nu e niciunul care să moară greu, ai văzut? Parcă mor prea repede toți. Elder knowledge. Poate arma, bă, s-ar putea să fie arma cam OP asta. Dar bine, asta e pentru zona asta, acum ce să fac eu. Asta urma, asta mi-a deblocat-o. Tu-ți ceapa mătii. Ula mătii. Ce, amândoi înjurăm? Cine vine după mine? Ce se aude? Cine e ăsta? Bă, cine e ăsta așa mare? Cu mai multe mâini. Stai că eu îmi bag inima, că dacă mor. Tu înjur la tine. Dacă ne despărțim, iar că bă, ce are mă ăsta cu mine, mă? Ia, ulti. Ce ulti cu aia că ăla te distruge, mamă, ce se face? Ce, deci ăsta e boss-ul în zona asta, ăsta e la mai OP. Dar ultimata pare slabă, sau? Ăla dă rezist. Stai, s-a pus pe jos. Stai, ce? Mili? Mama, mor de la burning-ul tău, fuck. Stai că dau rol să dispară. Ce se întâmplă? Nu înțeleg. Pare că îi dau damage, că e rezidat, văd că îi dau niște damage. Ce se întâmplă? Ăla e bug sau așa de se facă? Cine-i prostul ăsta? Bă, nu, ce se întâmplă, mă, nu înțeleg. Bă! S-a trezit! Cum adică? Cum adică e full HP? Stai, ăsta nu poți să-l omori niciodată? E ce-i așa OP? Bă, ăsta nu poți să-l omori niciodată, cred. Te urmărește pe aici, trebuie să te ferești de el. Da, ăsta e invincibil. Eu cred că e invincibil, ba, da. Se pune pe jos când e low. Nu, așa pare. Nu. Ba, da. Și acum îi putem în continuare. Coaie nu moare, e invincibil. Și știam că vine undeva. Cum, păcat e invincibil, că acum i-am luat mai multă viață decât prima dată. A, da? Să-i dai miliuri când e pe jos, cred, poate. Da, da, dai, băi, și cum se mângâși cu ala normală, scrie rezid, dai, dai și damage în același. Ah, stai, ce? Chiar a mers? Deci puteai să tragi și cu arma în el, că scria rezid, dar în același mi-e de dai damage, deci. Eu îmi bag și cu team, bag și inimă. M-am rămas cu o inimă, e cam gravă, păi să-ți dau revive-ul, inimă. Eu am revive de la... Ah, nu mai am revive de la armă, stai că mi-am schimbat armă, am uitat. Ah, te-ai prins? Mi-am luat aici. Dar noi mergem în continuare și ne întoarcem după în stânga, hai. Ce găsim facem, că după aia nu mai știm ce am făcut dacă... Iar ne încurcăm. Ce se aude la tine acolo? Am înțeles, nu mai vin, că știu ce se aude. Ce mișto e zona asta, îmi place cum arată. E un fel de mlaștin așa, chiar are un vibe așa diferit. Un mlaștin? Mă gândesc la Red Dead, dar în alt univers, știu un pic, că și Red Dead avea mlaștina aia, dar era... E altfel aici, pare că e alt univers de tot. Nu seamănă cu Red Dead, adică. Red Dead meets Destiny 2. Căcatul ăla de joc de Destiny, deci are bani adevărat ca să joci jocul. Pe orice joci în jocul la 40 de euro, 60 de euro DLC. Mersi, nu știu de ce are atâția fani jocul ăla. Eu sunt miliardar, eu am 1000 de euro să-mi cumpăr toate DLC-urile sau mai mult. Uh-huh. O să dau 1000 și ceva de euro să-mi dau toate DLC-urile, fix aia o să fac în viață. Dau toți banii să-mi cumpăr toate DLC-urile pe Destiny 2. Dar tot se pișe pe jocul ăla. Oricum, cum e ăsta, e de geniu. Mi se pare genial și chestiile alea, sistemele alea, cum ai zis tu tot. Că când dai reroll la planetă, să-ți apară alte misiuni sau alte chestii pe care nu le-ai avut deloc. Când le-ai jucat prima dată. Poate să apară și arme noi, oare?
Da, așa ziceau ea. A, lol, ok, deci poate să-ți pice nu doar misiuni și așa, poate să-ți pice și arme și alte chestii. Că pare intens. Pare că are replayability de 2-3 ori lejer. Ce funny că tu dai replay, dar de fapt să apar și chestii noi, adică nu e... Păi da, aia am vrut să zic, că tu când dai replay la... De ce pare că e o mis, că e boss aici? Tu când dai replay la o zonă normal, la un joc normal, părei joci același joc, practic. Dar la ăsta îți bagă chestii noi aia, mișto. Ce dracu se aude în față? Ce e înăuntru? E un uriaș. E un rău. Butcher? E un butcher de la? Da, e ca în ăla, Hunt ăla. Da, îl văd, îl văd. Hai, stealth. E unul cu un cur mare, nu? Da, e imens. Îi dăm ulti, fii atent, ne pișeam pe el, îi dau foc și îi dai fulger. Dar stai, ce-i stealth-ul ăsta? N-a trebuit să ne bage cutscene? Da, aia am vrut să zic. Aia am vrut să zic, n-a trebuit să ne bage cutscene? Fix, atunci ziceam. Dar să-i fric un pic, dacă treceam în el. Eee? Ce dracu se întâmplă? Ne-a închis aici. Mama, mama, cum arată? Nu am zis că-s eu după ce mănânc de Crăciun. Ei, lumea ca să te-ar face rămână și... Bă, în cască îi dau damage puțin, te pare e ca de cască sau nu, tu ce crezi? Eu nu cred că e ca de cască. Stai, am tras în cur și am dat cu roșu damage. În cur e weak spot-ul? Ok. Ok, weak spot-ul ăsta e curul. Tu ești mor deja, văd. Ma! A dărâmat peretele cu mine. A spart peretele. Ok. Ok. A dărâmat tot peretele cu mine și mi-a dat one shot. Dă one shot, by the way. Ok. Da, mie nu mi-a dat one shot, dar am rămas cu... Mie da. 5-16. Fuck. Mi-a dat one shot prin perete. Da, n-am mai pățit asta pe un joc, cred să-mi iau one shot prin perete. Eram și era, dar erau și unii mici, nu era doar el, nu știu dacă ai văzut. Păi da, păi probabil boss-ul e lent, știi, dar îți dă one shot cât de cât. Da, e lent, dar când dă range... Bă, unde ne-am întors? Stai, ce? Am ieșit de acolo, am făcut schema Dragoș. Cum? Schema Mount. Păi și tu ai venit, părea că... Păi da, pentru că m-am uitat pe hartă și chiar părea că e corect, dar nu. Dar cu ce dă ăsta? Cu corrosion? Cu ce căcat dă? Că trebuie să aflăm. Bună. Ca să punem ce trebuie. Ah, da, stai, că noi n-avem, nu știu dacă avem armura, bună. Dar noi nici n-avem ale. Corrosion n-avem deloc, cred. Cum nu? Ah, ba da, pe bomber asta, bomber set. Dar și pe Akari. Da, dar mai puțin. La mine cel puțin. Păi da, dar Akari e mai mișto pe total. Bă, da, nu poți să fii bomber, că bomber e de săraci. Trebuie să ne punem setul de Akari, să-l upgradăm, îți zic eu. Ba nu, bomber e mai OP, dar 3-3-3 la toate. Akari îți dă minus 1, minus 2, minus 1. Da, dar la stați e slab. La păi armă. Și ce contează, că să fie și ea mai slab, nu? Sau nu merge așa? Nu știu, parcă... eu îmi pun Akari, să văd cum e. Încercăm cu Akari? Dar e bună pentru zona asta măcar sau nici nu știm? Că nu știm. Sper. Că... Ăla dă corrosion? Cred că aia urma, nu? Bomber îți dă mai mult corrosion resistance, deci nu știu. Nu contează. Uite cum arătăm, bă. Poate dă și cu radiation. Bă, ce mișto arătăm! Uite ochii mei ce mișto arată. Vezi ce față mișto? Păi și noi nici nu știu dacă avem ce trebuie, da. Ăla ești tu, așa arăți? Nu, te văd. Ia, te văd. Ia, stai acolo unde erai. Ce, de ce? Ce, ești una hot cu ochii verzi? Da. Ia. Yeah. Tu n-ai de aia șmenă. Poți să mă văd și eu de aproape? Ia de aici. Dacă mă pun aici la bățul ăsta, poți să mă văd de aproape, nu? E, scheme. Bă, ce mișto arăt. Eu cum arăt? Păi și mie așa, poți de aproape? Ia. Yeah. Trebuie să arăt. Dar nu ți-am făcut poză când aveai ochii închiși, nu-mi spune. Nu cred. Nu, no, e ok. Hai să mergem. Da, sigur că corrosion dă, nu știu, trebuie să aflăm cumva. Păi ne luăm damage, nu ne scrie pe ecran ceva sau? Păi depinde cu ce dă, că miliu nu spune corrosion pe tine. Trebuie să vomite, să facă ceva vreo atac. Hai să vedem, vă pare că e corrosion după cum arată zona asta. Pare că e de asta infectată. Dar cum se aude când te apropii? E creepy rău, e cea mai creepy de până acum. Bă, chiar e creepy, da. Venim noi pe stealth, stai prins? Și acum nu mai e cutscene, nu? Bă, bună întrebare, nu cred. Kill da, done, clean one, ia uzi. Ia să dau eu ulti din prima, așa, tu ai dat, lol? Coaie, da. N-ai cum! Stai că dau revive direct, nu? Mă lasă, nu? Coada de acolo! Stai, acum! Aia mă, m-a omorât cu burta! Ce? Coaie, trebuie să dai dodge, deci la asta ei... Trebuie să fii zero la dodge-ul. La asta nu înțeleg ce se întâmplă deloc, momentan.
E primul boss care dă one shot, cred. E primul și singurul, probabil. Care-i zona? Pula mea, iar mă încurc și eu. Eu nu m-am încurcat niciodată aproape, dar acum mă încurc și eu la asta. Cam pune portal la în față. Na, nu știu. Asta e singurul boss din tot jocul care îți dă one shot? Bă, n-avem ce să folosim, mă. Nu înțeleg. Deci ideea care e la boss-ul ăsta? Că prin pereți te omoară și sare și peste tine. Mă gândeam că dacă e gras și așa pare că se mișcă lent, dar unde pula mea? Nu avem cu ce să ne dăm, nu, ceva momentan special. Că las 30 seconds la unele, poți să le pui, dar sunt cam shit. Bă, nu știu, e să mai... Nici nu știu cum să facem, de fapt. Că nu înțeleg deloc boss-ul ăsta. Nu înțeleg de ce de one shot, aia am dă brain damage. Armura greșită, mă? Da, uite, la rating versus zice că avem bine la defense offense. Și avem armura asta, veche, slabă, pusă. Cu aia trebuie să-i dăm dodge, dar nu știu, trebuie să-i dodge perfect, nu înțeleg cum. Păi și vine și sparge clădirea cu totul. No, dar nu vine. Nu. Cum dracu dai dodge perfect? Vezi că dacă îi tragi în cur, în cur trebuie să-i tragi ăsta ca să-i dai head, cum ar veni. Ăla e weak spot-ul lui, adică era să mă omoare, ok, deci e Dark Souls boss-ul ăsta, legit. E mai rău decât în Dark Souls, să-ți iei one shot, nici în Dark Souls nu cred că ți-ai one shot pe tot. Bă, te face praf. Uite, în cur îi dai mult. Eu îi dau nu și mai mult. Stai, la ăsta-i curul? A lovit un prost mic, oarecare. Doamne, ce pula mea cu aia e? Otoliți-vă, căcatul ăsta. Ăsta-i prea OP, nu înțeleg. Dă-ți heal. Eu zic să-ți dai heal sau... Dă-ți poțiune roșie, dai măcar, așa. Îmi dați, e pusă. Cu aia să nu tragi în armură, să-i tragi în țâțe. Unde nu vezi armură deloc. What the fuck? Ia, dă-te de acolo, că dau ultim. Îi dau ultim, cur. Nu cred, dar ultima dată e cea mai slabă decât atacul în sine. What? A aruncat cu un topor după tine. Încerc. Ia unplayable. Asta e cel mai greu boss din joc. E, nu e adevărat, așa zici la toți. Nu ești păi în da, combo-urile. Da, cu aia n-a dat niciunul one shot până acum ever, de când ne jucăm. Mă lași? Păi așa zic la toți. Nu știu dacă avem gear-ul, bun, nu știm, las, stai pe cel. Chiar am zis, dar mai mulți așa. Ce contează gear-ul dacă ți-i one shot? Am mai zis, da, la alții așa. Am mai zis la vreo 2 sau 3. Nu e, că n-ați dat toți. Avem gri, nu? Avem... Da, avem ok, nu știu. Bă, unii chiar au fost slabi, n-am zis la toți, deci. Cred că s-ar trei. Da, la maimuță sau la... La maimuță și la... Ăla, în dying, cred că am zis. Da, cu aia, cred că trebuie să te ferești și după aia cade pe jos, că e un gras. Ce pula mea. Da, deci să te ferești perfect, dacă te-ai ferit prost un pic, ești mort. Dacă ți-ai luat un hit, ai murit, pe scurt. Deci e un fel de Dark Souls. E un fel de Dark Souls pe steroizi, pe scurt. E mai grav. Uite cum mă găsește grasul. Da, mie mi se pare mai grav. Bă, eu n-am jucat Dark Souls, dar mi se pare mai grav ăsta. Am sărit la fix, tu ai văzut? Bă, da. Bă, cred că e mai ez decât boss-ii din Dark Souls, în sensul că... Îi dai dodge mai ușor, probabil. Dar e mai greu că are căcatul ăsta. De one shot. Că eu din câte știu un Dark Souls... A aruncat după mine și-am dat dodge. Eu n-am văzut un Dark Souls să-ți iei one shot de tot. Deci aici ciocanul înapoi. Poți să-i tragi în buci. Nu cred, că doar dar îl omorâm, vă, da mă, deci aia e schema, deci nu e chiar așa greu. Ce atac dă? Da, dacă, dacă te nimerea ăla era etată. Nu, aruncă cu topor după! Păi cât să mă mai dau dodge? De ce-s doar eu targetul? Nu știu. Eu zic să-l lași să obosească, dă-i dodge-o, dar aruncă după tine. Ba nu, face ceva nou. Dracu, ia aia, bă, ce-i aia? Când obosește, poți să-mi dai revive cu aia, să-mi dă-i amici aici. Bă, ce-i aia? Bă, ce-i aia? Ce căcatul dracu, să-ți uite mă în kilozai. Încerc. Încă vine. Încerc. Aveam... Mai aveam o milisecundă, lol. O milisecundă, cu aia n-aveam cum să te iau, ce proastă idee. M-am dus din colțul celălalt până în celălalt, ai murit în pulă, nu aveam ce să fac. Trebuie să mori în colț ca să poți să te iau ușor. Deci trebuie să jucăm în colțuri, dacă mori în colț să iau mai ușor. Eu cred că mă întorc la arma veche, to be honest. Lol. Bă, la asta e ultimata proastă, nu mi se pare OP. Dar arma în sine mi se pare bună. Bă, eu rămân cu asta, nu știu. Da, la asta vezi că trebuie să nu fii lângă ulti, că știi că te trage. Oh, shit. De ce a pus ceas acolo, că până acum nu era? Aia am vrut să întreb și eu, mă, tot uitam. Credeam că doar eu o văd. Am crezut că o văd doar eu, sincer. Ce? Și se activează direct? Mersi de ceasă, băieți. Mersi, ca să fie mai greu.
Ce dracu, wow, era să mă omoare deja pe mine. Păi, gata, infect. Ce pula mea. Dar dacă am dat dodge-ul prea early. Și n-am ulti, aparent. I-am văzut bucele. Bă, ce-i cuptorul ăsta? Pare, poți să-l arzi cu cuptorul? Da, că zic, ce-am pățit. I-am văzut bucele mari pe ecran. Ha. Nici nu știam de unde vine, nici nu-l vedeam. Ce? Ce? Bă, stai mă că eu n-aveam ulti, că am schimbat armă. Stai un pic. Stai să ne înțelegi. Vreau să văd dacă îl ține ultima dată sau nu, ăsta pare prea mare ca să-l țină. Da, nici pe ceilalți nu cred că i-a ținut vreodată, sau i-a ținut pe ăștia mari? Pă... unii da, pe maimuțoiul ăla nu, că avea spell să sară. Îi sărea direct afară, practic. Al dracu. Dar pe unii știu că i-a ținut. Ce face ăla? Ce tot craftează acolo iar? Dar pe că noi batem final boss direct sau cum? Nu știu ce e ăsta. Cred că da, cred că trebuia să mergem în sus întâi, nu știu. Aia, nu contează. Păi că trebuie să ne întoarcem să mergem și noi la merchant, la ale. Ia mă, ce face ultima ta? Ce? Doar nu merge, chill. Probabil că da, ala cât de muistie. Păi iluzez atunci ultima ta. Păi da, mori odată, mori mai repede și tu, ca să ne mai căcăm pe noi atâta. Mai vin și căcații. Ia că-mi iau eu câinele. Îmi pun câinele după aia. Dar am cu ciocanul. Chiar cu aia eu am ultima de care n-am folosit-o, ia stai. Uite, i-am dat cu poison, nu știu ce am făcut. Dar n-aruncă. Nu, te rupe. Ok. Nu știu, nu-i bună arma, ok. Ultima ta useless, că nu-l ține. Trebuie să te iau repede. Repede. Nu contează ăștia mici, nu contează ăștia mici. Stai, ce? Cât dau ăia mici? Mi-a luat jumătate de viață, unul. Eu credeam că la mea un sfert maxim. Da, trebuie să faci poze și să ține minte și să jucăm harta. Că ăsta pare ultimul boss, fanii stai, din zonă. Stai că eu vreau să încerc dacă îmi pun câinele, dacă aveam o șansă. Eu cred că câinele ăla e ăla rupe cel mai rău. Eu cred că cu ăla treci toți boss și ești nebun. Cred că the dog ăla e. Very good boy, uite-l. Mai încercăm o dată? Spui și tu câinele sau nu? Să-i omoare pe aia mici? Hai, nu l-am. L-am pe piticul ăla, dar nu prea vreau să-l pun. No? De ce? Mai degrabă îi dau foc la boss. De ce? A, n-am ulti, vino încă. În schimb, arma să pare niciodată fără ulti încărcată. Ce slăbani. Ce mă, nu spui el ăla? Copacul ăla sau ce? Că sigur e bun ghierul ăsta, nici nu știu. Habar n-a, dar oricum ne luam așa și cu celălalt, deci nu știu. Dacă contează, nu-mi dau seama. Îmi dai seama. Dar cred că ne-ai bat pitice ea mai rău, nu? Dacă avem ghierul greșit. Mi-a luat jumătate de viață unul, coaie mă, lași. Nu, sigur. Pare că era fake aia de până, că dacă ai gherul mai slab, e mai ușor jocul când ți dea și pe inamici mai slab. Unde că e vorba de plusuri. Păi da, și eu am plus 6 pe asta și pitice ea mi-a luat jumătate de viață acum. Păi, până mea, și ar fi sunt. Nu înțeleg. A mea are plus 12. Da, e problema, nu știu cu ce. Dar momentan văd că nu dă cu nimic în sine. Boss-ul dă doar cu melee. Păi da, pare că... Ia vă spui anti-corrosion, anti. Pare că nici nu contează ce spui, dracu. Ia, ok, în câinele direct. Ce-i aia, ce-i aia? Vine dacă îi trage în picioare, dă mai mult damage sau un cur. Bă, de ce da așa puțin damage, da? Deci în picioare sau un cur? A vrut să dea unul mic în mine și a dat și boss-ul după. Și eu spre aproape de el, acum se poate să mor. Dă în tine iar, ok. Unde-i câinele meu? Face ceva sau e mort? Aaaa! Dracu, da, bă, dar cum a aruncat așa? Trebuie să distrugă pereții ca să vezi ce joci. Coaie, n-ai nicio șansă, e bun! Trebuie să-i omori pe aia mici să-l lași să obosească, coaie. Coaie, n-am nicio șansă, sunt prea mulți aia mici. Păi n-ai câinele, a venit. Ce? Și ce mă ajută ca că-s 5 mici? Ok, ce zici tu? Dacă vrei, lăsăm dracu pe ăsta, că ăsta e cel mai greu din joc, efectiv. Bă, prim... Ce ai zis? Nu înțeles. Că deja am câinile, că erau 5 de aia, nu știu câți erau. Futeau oricum. Mai încercăm sau îl dăm dracu? Cum nu vrei? Știu, trebuie să faci poză la zonă, oricum. O să fac când ieșim de aici, hai, dracu. Păi și da, ne upgradăm, dar cu ce ne ajută? Că ăsta tot ne rupe, văd. Ne upgradăm arme? Nu te rupe. Fără armură, nu? Sau cum? Ne upgradăm ce vrem. Nu știu ce dracu se întâmplă. Ai auzit că pe maimuțoi l-am bătut când am prins schema? Ăla dă one shot. Ce ăsta e? O să fie... Eu o să fie ez ce ăsta. Bă, posibil, da. Vezi că era să-l batem a treia oară sau câte oară a fost când am jucat. Eu cred că am înțeles ce trebuie să faci. Trebuie să-l faci să spargă pereții ca să-l vezi. Și eu cred, și eu cred. Ai făcut poză? Nu. Hai să facem o poză. Ca să știm unde ne întoarcem, să nu mergem
Tu jumătate de oră să găsim boss după aia. Gata, am făcut. Păi, dar chiar e, da, chiar e bossul, ce să zic. Dar oricum, cred că trebuie să spargi pereții, așa e, că dacă avem amândoi câinele, mă rog, tu ai copaci, ce ai. Pare... Eu am foc, îi dau foc. Dă-l dracu de foc, cu-i copaci. Păi eu gola dau. Pare mult mai viable dacă avem câinele și copaci, când se ocupă de... Dar de ce să trișăm, mă, mereu, hee? Ei, acum de ce să trișăm? Parcă până acum jucam hardcore, că avem armurile upgradate și e mai greu jocul. Eee? Acum bă, nu trișez, jos cu ce vrei. Păi trișez, păi practic așa bați boșii, cu câinele și cu ăla. Practic am găsit cum să-i bați. E semi. Nu-mi bag eu pula în măta. Ia mă. Pula în tinele, ia zi. Păi să-l lăsăm pe unul din ăștia să dea noi cu ceva. De ce? Vreau să văd ce efect au. Ia. Yeah. Păi nu cu mili. Băi, mersi. Trebuie unul mai boss să ne dea și nouă. E greșit pe aici, trebuie. Bă, de unde știi tu? Văd harta. Nouă modii, nu veni pe masă. Stai. Stai că nu văd. S-a pus să stăm fix în fața ecranului și perfect. Numai, nu văd stânga ta, văd, dar fix în mijloc. Ia, ne încheri. Nu pot să cred că la dă one shot. Nu știam că o să mă joc Dark Souls fără să mă joc Dark Souls. Mă joc Dark Souls fără să fiu pe joc. cel mai grav e Lord of the Fallen. A băgat și integration de Dark Souls aici. Ia zi, ăla era ăla laggy, nu? I-ai dat tu... Și nici n-avea treabă cu monitorul, că am 60, că nu am, că aveam 60 atunci, nu contează. E vorba că așa era făcut, ca o pulă. Hello, ăsta nu mă vede? Okay. Cine? Bă, am strus, am vrut să-i trag în cap, că eu dau mai mult de 11 cu X-Pod. Dar nu se uită la mine deloc. Ce, i-am dat 2-1 fără să reu. New item, Rock of Angus, cine l-a dat ăsta? Tu ai luat magii? Gain 10 movement speed and 50% reload speed for every max health missing. Ce ai tu, de ce mori? Am mort, am ieșit din joc. Ok. Play game, nu știu unde m-a dus. În loc să dau join friend, am dat play okay, game bro. Și nu știu unde am ajuns. Era și funny! Alte fac. Nu știu ce se întâmplă. Pula, meniu, tu în meniu poți să apeși space și căcaturi, în loc să fie doar pe enter. Adevărat, și poți, tu ai ieșit doar din tastatură? Da. Lol, ok. Și că, și că am ieșit din joc. Păi ce acolo, Liv? Mi-a plăcut aia. Nu mai așteptam. Nu mă mai omoriu cu ăștia, te aștept. Cam shit, ce ne-a dat? Că poți să las de one în chat, doar în pulă pe tine. E missing health. De ce, ce ne-a dat să ia? Nici nu mai știu care e ăsta. E intervă să-i moment spine. A, lol. Bă, oricum e cam shit, sincer. Că de obicei e furgat și pe ea, adică... Mă rog, n-ai mereu, da? Nu știu. Da, și eu acum trebuie să vin la pulă. Nu știu unde sunt. Pe cum vii aici? Trebuie să mă duc și la o piatră cândva. Îmi găsești ce cunți? Mă duc în zona nouă? Că e o zonă nouă aici sus. Nu văd nici harta, mersi. Mă duc în zona nouă, mai am puțin de mers. Mi-a și... probabil mi-a și delitat harta. O să fie gri toată la mine. BitConnect, hei. Uite labirintul. Ah, lol, perfect. Noi venisem pe aici deja, nu? Sau nu? Bă, nu mai știu. S-a închis, s-a închis, lol. Lol. Deci dacă ei mă spawnez și pe mine în el și venim tot pe aici, înapoi. Păi da, da. Yep. Da, nu știu dacă e piatră în labirint, nu mai știu dacă era sau nu. Nu știu, vedem acum. Păi cred că nu te spawnează oricum când merg acolo? Posibil. Uite, ai, piatră. E piatră jos. Mamă, și e jos, știi, ca să cobor nu știu cât. I love Bitcoin, biggest scam. Vreau să nu mori pe speri. Te-ai prins? Uite cum e aia, că le zici la babi sau nu știu cine mergi în ce să nu te împiedici. Ia, vină încoace. Hai, magii, vină încoace. Ești pregătit? Să vezi cum apar? Și caz pe jos, nu? Sau nu e așa? A, nu, ca și cu călării fake. A, ba, da! Very good boy, mersi. Îl aveam deja. Ce înseamnă asta? Că mi l-ați luat, de fapt, nu? Mi-am pus Rock of Anguish, căcatul ăla. Eu ce aveam înainte? Tu îi se dai de-l părut. Hai, greșit, aici. Aici, sus, aici, aici. Mă duc înainte.
Hei, hei, hei. Deci am deschis un portal nou aici, lol. Ultimul, cred, sau nu. Sau mai avem unul. Hei, hei. Hei, te-ai speriat, nu vei. Nici am văzut ce ai făcut. Erai prea departe. Am tras, n-ai văzut că am tras pe tine. Oh, arăți, băi, Prince of Persia, uite-te un pic, ea. Uite-te când ai regăs pe tine, ea. A, nu mai ai timp. Ok. Mersi, mersi că te-ai uitat. Că ia ceva pe foile alea. Chiar că-ți zice ce efect au ăștia din zona asta. Cu aia e poison, clar. Yes. Mă mir că nu mi-ai șters starta. Ah. Why are you still here? Se respawnează toți căcații, nu? Deci stai mă, hai să mergem... Păi și unde mai avem? Stai că doar bossul ăla e pe hartă. Ne, greșit. De ce? Din urmă noi am venit undeva? Da. Hai în urmă. Hai în urmă, înapoi atunci. Nu, sigur de fapt. S-ar putea să fie doar ăla. Stai, cum e doar ăla? Cum auzi? Dar nu ne-a spus lume doar cu ăla. Bă, da. Așa bad luck avem? Ia zi, putea să ne dea altfel de lume, nu? Că ai zis că e randomly generator, nu știu cum. Reroll direct. Ce reroll? Că dacă ai reroll, tu ai de la început cu tot jocul. Ce, l-ai retard? Cum ar fi să dai reroll? După aia, adică că îl rejucăm, clar. A, după? Da, bă, dacă vrei, îl rejoc, chiar mi se pare bun ăsta. Sunt mort. Trolează, timp liber. Ce problema e ta, mă? Demogorgonul ăla? Cine-s băieții aia care stau acolo? Cum să râzi rău, unul fuge, că a văzut că e omorât prietenul. Ce dracu? Ia asta că se crede bun, eu am învățat schema de la tine. Ce dracu? Nu știe, prea e rău. Doamne, ăsta e crazy souls player, dar nu ia el alea, ok, le-a luat el. You fucking with me? O smoke a blunt. Ce smoke a blunt? Smoke a blunt. Ah. Ia că aici dar nu-i bossul ăla și atât, eu nebunesc aici. Îți dai seama, două ore numai de boss-ul ăla. Înseamnă că trebuie să mai maxăm arma. Da, jucăm din urmă, ce trebuie să facem? E doar boss-ul ăla, nu cred. Think you fucking with me, ce s-a avut așa? M-a încăcat pe mine. Dar la aia cum le dai head la ăștia galbeni? Care e weak spot-ul? Bă, ce weak spot, boy? Pula. Eu nu știu ce-i muzica aia, ca și cum vine cineva mare, că nu-i nimeni. Stai ăștia, n-au weak spot ăștia galbeni. A, uite-l ăla mare. Sunt doar loseri ăștia cu mel cu un cap. Păi ăștia sunt. Nu, că se duce Melcul la el! Ce-a suferit Melcul ăla pe final, săracu? Când se ajungă, fuck, i-am tras eu una. Ce, mă? Nu știu ce se aude. Cum adică? Eu văd sub zonă. Ce, de acolo am ieșit noi din cristal acum, din portal. A. Păi și nu mai sunt în altă parte, că la mine nu se văd pe hartă, nu știu ce. Nu, ți arăt harta. Ce e în dreapta, puța aia? Uite, ți arăt harta, acolo e boss. Păi și în stânga? Noi unde suntem? Uite, te dracu pe Discord. Nu înțeleg. Păi înseamnă că avem zonă, vezi că straight? Nu, n-avem, sus e portalul, în dreapta e boss și în stânga e tot portal, aparent. Cum adică? Din stânga am venit noi și... Ce-i harta aia de acolo din față? De aici am venit noi, nu? Nu, noi am venit de la labirint, dar de aici o să ajungem la Undying King prostul ăla care da, ne-a deschis gaură. Da, văd semnul, îl văd înăuntru, uite, poți să te uiți prin portal, vezi? Uite. Da, e balta lui prostul ăla acolo. Pe și nu-i nimic? Nu. That's it? Probabil nu. Te batem prost? Coaile, se spargă, lăsăm să te să spui și tu câinele și să le facem să spargă pereți și îl batem. No? E ușor. Păi stai coaie, că n-are logică, cu corsul se mai mare. Păi... Ne dă alta probabil, pe ce-l batem pe ăla ne duce în altundeva. Unde e scala aia? Unde e pula mea? A, adevărat că ăla avea încă o poartă acolo. Da mă, că a văzut el pune de scal, gata. Ești prost, trebuie să o ai, ai forțat să o ai. Bă rog, o să o avem, probabil vreo mea. Și Undying King ăla e mereu. Asta e, îl batem pe ăsta aici. Eu cred că putem să-l batem, dracu. Îl facem să spargă pereții și după aia trebuie să facem full tryhard. Stai că n-am luat-o bine. O să fie greu, cred că stăm o oră la el. One hour footage incoming. De, doar de boss-ul ăla. Chiar trebuie să știu. Fac cum ne apărăm de el, o să caut eu pe net. Eu cred că aia e schema oricum, nu? Cum ai zis tu, că așa m-am gândit, și eu m-am gândit asta la un moment dat. Ce, să spargă? Da. Cum m-am gândit de ce pereți ești aici, că eu credeam inițial că te folosești de ei, dar când am văzut că l-am intrat prin perete. Ce părere ai, te folosește el de ei? Da, eu am, mersi. Eu chiar am crezut că mă ajută aia, știi?
Era că stai, ceva... că stai reverse, deci cum e pe alte jocuri. Bă, da. Eu știu cum mă gândeam, zic, mamă, pereții ăștia, mă pun după ei, până îi sparge, dă câteva hituri în gol, deci îi mai dau damage cu de hituri în gol. De unde dracu? Ne rupe tot el, de fapt. De fapt, trebuie să-i dai cu ei, hei, hei. Dar tu știi de ce e OP rău boss-ul ăla, nu? Da. Singura chestie aproape care îl face chiar OP. Că dă one shot. Că poate să arunce cu ciocanul. Că altfel știai că e melee și atât, măcar. A, da, clar. Dar tu uneori ai dat dodge deja la melee și nu te mai uiți în spate, să zicem, și se spute una. Și că sare pe tine oricum, că așa e OP. Cine mă bate? M-am speriat, mi-am luat jumpscare pe jocul ăsta. Nu știam că e posibil. Vezi că eu sunt mort, ca să știi. Hai că ești mort. E, mi-am luat jump, mi-a lovit unul de la spate. Ce, ce faci, măi, scal? M-au omorât unul de la spate, cu aia. Mă rog, nu m-au omorât de tot, m-a lăsat low și după aia m-au sărit. Unde e? După aia au sărit 2 și 1 din ei m-au omorât. Da, deci chiar se detonează aia după un timp. Cu aia m-am speriat, mi-am luat scare jump ăsta. Ce-i ăsta? E copilul cu Melcu! Trebuia să-l las să tragă. Ca să văd ce efect îmi dădea. Tu te dracu, că mori și tu după aia. Mama, ai Melc chiar? Bă, dar eu mai sunt la jumate aproape la bară. Bă, mai am ceva, dar nu foarte mult. Bă, am jumate, deci. M-am încăcat. Cum adică am zere cu lanțul farmă? Dă crate-ul ăla. Nu, te rog, lasă-mă. Crate-ul, repede. Te-am apărat eu. Am văzut pro player MLG. Pro player NGL. MLG, NGL. OMG, MMM. Ce dracu, m-ai și speriat. Te aude ceva în dreapta aici. Ai, e un căcat acolo. Personajul tău e bolnav la cap. De ce? Ne plimbăm noi liniștiți. Face ta, one fit. Ce se aude? Vine unul de la din pământ, tu vezi? Bitcoin, hei! Apoi ai impus din el când e așa. Mi-a părut cu rog, cum pot. Cum vine ăla? Deci e doar boss ăsta aici. Ultimul rămas din familia lui. Deci tu mie zici, bă, cred că mai rău nu, pe acolo sau nu. Deci zona asta e făcută să te distrugă mental. Tu vii și ca să intri în zona în sine trebuie să omori boss-ul. Coaie, ce poțiune avem? Stai un pic, că s-a încărcat, că am avut un loading screen de la cu poțiune. Ce e asta? Ah, ia să folosim noi asta cu fire și reload. 30 de secunde? Bă, tu-ți bați pula de mine? Cum adică 30 de secunde? Asta e o glumă? Hai să-l punem, mă, sau? Eu nu mai pun că sunt ca drag. Nu? Plouă cu căcat. Hai că-l pun eu, căci că dacă intri în nord, ți-l dă și ție. Nu! L-am activat! Bă? Tu nici n-ai văzut. L-am activat prin gol. L-am activat prin gol. Asta e ideea boss-ului. Ce? Poate nu are niciun efect ca să folosești alealte extra. Păi așa m-am gândit eu acum că poate ne ajută astea, da. Eu pun de-astea. Frenzy de-asta la. Eu am doar două, că aveam trei, da. Nu-mi spune că trebuie puse peste tot. Și eu adrenalin, ia, că mi-am pus pe două sloturi eu. Adrenalin pe și... 3 și pe 4. Da, mi-am pus, gata. Frenzy de-asta. Bă, eu cred că îl rupem. Dar cred că trebuie să te... Trebuie să-ți intri în vibe-ul ăla, deci te bazi mor cu el până te obișnuiești, știi? La 30 de secunde, nici n-ai timp să le iei. Și are și animația când le injectezi. Te-ai prins? Vezi că ăla norul ăla, cred că putem să folosim amândoi sau nu? Că scrie că e un cloud sau nu putem. Am putem, nu știu. Ba, pula în grasul ăsta. Vrei să-l folosim de aici, de afară, să vedem dacă merge? Stai, să eu mă injectez și după aia îl și folosim. Ia, pune... Folosește ăla, Frenzy Dust-ul ăla, ăla cu roșu și cu hranele alea. Ia, să vedem dacă mi-l dă și mie. Mi-l dă și mie, hai! Mă și injectez, hai repede. Ce? Ia. M-ai omorât, nu știu ce mi-ai făcut. Bravo. Nu m-ai omorât, e ok. Noi intrăm în cameră și Denis se pune în fața mea, din prima, frate. Coaie, nu știam, nu știam unde ești, coaie. Cine dracu face așa ceva? Coaie, nu știam unde ești, ești retard. Ia-mă și tu, bă, mă omoară unde ăsta normal pe mine. Stai, și-ați dat one shot aproape, pe normal. Stable. Eu cred că nu mai dau un el deloc până nu distruge pereții. Cum ar fi să fie schemă? Cum ar fi să fie mai ușor? Și acum care e planul, ia? Am pun și eu fitici. Planul e să nici n-am pus să apeși space. Că omul e un obez infect.
Bine, și eu zic, și eu zic că asta mai aud de el că stilta, știi, acum. E un obez infect de 400 de kg și sare cu ciocanul în aer, nu știu cum, s-a îmbat pula. E un gras de o tonă și 5 metri. Păi, n-ai cum, cum sare ăla atât? Să-mi explici cineva cum sare ăla atât și vine cu un ciocan. Așa, să nu mai zic că și ciocanul e greu ca dracul ăla, are sute de kg. Păi, ce-i vrea să pune? Aia, o pulă, pune rutul ăla sau câine ce ai. Eu cred că am belit pula, nu știu, dracu. Dar să ai răbdare multă la asta. Vrei să vii la piatră? Piatră n-am mai ea. M-a fut în gura lui. În gurița lui. Fut în guriță. La asta nici nu poți să zici guriță. La asta doar gura e cât un om normal. E un gras de o tonă și 10 metri. Coi, e gigant. Cum sare atât și ciocanul ăla înseamnă cât de greu e pe care îl ține? Că și ciocanul ăla are tone probabil. Ei, cred că s-a văzut cât de greu e. Când îți dă pe el în cap. Cred că trebuie 10 culturiști, IRL, ca să le ridice pe ăla. Nu știu. Dar tu vezi că l-a lăsat și vazele alea de lutați în mari? Coaie, lasă-mă. Hai, mai băgăm alea. Hai, tu du-te mai în dreapta și o stau mai aici. Dar de ce îi dau așa puțin damage? Uite, se trag în picior? Nu-i? Așa. Bă, de ce pare că se uită pe mine? Se uită pe mine sau pe tine? Era să mă omoare, că de data s-a uitat pe mine. Păi, hai să sparge pereții, ia. Vezi că vine spre tine. L-am băguit cu aia, mici. Ce, de ce-a dat de două? Poate... Activează scâinele, bă, chiar. Sau nu l-ai. Te-am chemat pe aia, mici, dar să n-arunce cu ciocanul, doamne, nu, te rog! No, a dat după tine prin pula. Ce, dă tot în tine, tu ești mor deja, what the fuck. Ce dracu, ce mă joc? Vine să-și ia ciocanul, ai timp să-mi dai revive? Nu, 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 frecam. Too late. Stai, 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 stai. N-ai, ești mort. Ai, mă, în pizda, mă, si nu mai dau one shot, că ăsta nu-i joc. Ce vrei să mă adicteze? Problema e când fugi, n-ai cum să te uiți la el. Da, așa e. Am găsit acum un flow al jocului. Așa e, da. Și în spate n-ai cum să alergi, ok? Gura mătii. Așa e. Și când întorci mouse-ul să-ți mișcă și caracterul. Pa. E greu, așa e, la asta e mai greu. Te fute mai rău faptul că nu poți să alergi în spate. Și că nici nu-l vezi. Nu există buton să alergi în spate, oare? Bă, nu știu, dar nu știu cât te ajută, că cât te la pei și cât... Ah, poțiunea aia nici nu mai folosesc, cred, în baful ania. Pare... pare... Sau aia de adrenalin, văd că am 10, pot să folosesc. Nu, nu mai folosesc, să mor eu. Te-ai prins? Te-ai prins? Că nici nu mai folosesc, să mor. Unde trebuie să-i tragi foaie? În piept, în mâini, în picioare? În picioare unde și în pulă. Era să mor din prima, ok. Ia să chem eu câinile direct. Păi, dar sparge dracu astea, să spargă astea odată, că mă enervează. În piept nici nu știu dacă merge. A, de ce îl mușcă de cur. Îl mușcă de cur câinele meu, nu crede ce-mi el. El obosește după ce dă cu ceva cu aia, deci poți să te uiți la el, practic, să-și puși. A, vezi că dă în continuu, ia aia, dă shift, că space-ul nu știu dacă te ajută, sincer. Vine după tine. Ce l-ai blocat cu piticii și după aia... Piticii bulii! Să-mi bag până la voi! Lăl. Mi-a aruncat cu ciocanul prin... Își ia ciocanul acum, nu? Stai, de ce vine după mine? Parcă își dau cu ciocanul. Dar nu mă... Nu pot să-ți dau revive. Nu pot, că e unul de la mic. Omoară-l pe ăla, omoară-l pe ăla. Încerc. Bine. Încerc, te rog. Ești mort. Cred că te-am luat și... Te-am luat și am dat și space, sunt un zeu. Cum? Cum? Nu știu, sunt un zeu. Ce vine iar spre mine? Care ciocanul aici? Nu, te rog. Cum unul și-a ciocane? Cum unul și-a topoare? Nu, te rog. Am dat dodge greu. Am dat dodge prea repede, pardon. Ok. Nu, am făcut o prostie. De ce te-ntine? Am făcut o prostie, m-am grăbit. Că nu știam ce atac face. Hai, s-a spawnat 7 de aia. Cine-s ăștia? Ăla-i câinele meu care se bate cu ei, lol. Ăia ies din vazele alea. Pă bune, nu-mi spune că era așa ușor. Nu cred. Stai că, păi avem o șansă, stai, aia chiar ies din vaze? Nu, dar nu mă omoară direct, stai! Stai! Ce dragul... Adică, cum m-a lovit și nu a murit? Cred că m-a lovit cu impactul, nu cu... A aruncat după mine! Păi, ies din vaze, ia să le distrug eu. Da, te putem să le distrugem noi vazele ca să-i omorâm. Bine, nu știu cu cât te ajută, exact, da? Bă, dacă distrugi vaza, dau crawl pe jos să ia. Nu mai vin pe sus, vin pe jos. Bă, nu aruncă. Oh my god.
Nu știu că eu mă băteam cu boss-ul acum. Oh my god. Cu oia mici, pardon. Dar stai că ea vin și din bază. Stai, n-are logică, ea vin și din bază și unul a venit, unul tocmai a venit de sus, din cer. Stai, ce? Fugi! Bă, cât vine? Bă, stai! Bă, mori tu, mamă. Stai că am băgat să mă gău. Nu mai eram atent, n-ai voie să nu fii atent aici. Ce o secundă, e death. L-am băgat ca... piticul. Stai că n-are... Nu, te rog, nici reușesc. Nu, nu cred că am reușit. Let me jump, let me go! Era să mă omoare iar. Coaie, ce dracu mă joc. Ok, și-a pierdut ciocanul, nu cred. Ce se duce crasul după el? Potoliți-l dracului. Ce-i aia, ce-i aia, ce-i aia? Vine! Cel mai slab ataca lui. Adevărat. Asta e șansa noastră, coaie. Îmi chem câinele iar. Nu! Eu chemam câinele, era să mă facă. Trebuie să tragem în cur acum, stai, nu m-am pușcat. Te trag în cur. Încerc să-l omor, încerc să-l omor direct. Ce-i aia? Și ăsta-i slab, și ăsta atac, ăsta-i slab. Nu, m-a prins în colț, cred. Nu, te rog, nu face una ca asta. A venit de aia din cer, e unul în spatele tău! Bă! Nu cred că-l omorăm. Nu spune, nu spune, chiar a reușit. Ok, deci era... Clean heart. Deci era double, ok? Nu spune că noi l-am avut pe ăsta în loc de... de albina aia sau ce era, de-am văzut-o pe bune, că nici ce dracu era. Ah, deci pe ne-am avut alt boss? N-a dat gluton. Inima ți-o dă de la nu știu ce albine sau aia e altceva, n-are treabă. Consumable use speeds. Pare interesant asta cine a dat gluton. Aia e importantă, rău. Te-ai prins că ăla e gras și bagă în el și gluton. Unu, știi ce a zis că urăște la joc? Că inima ar trebui să se dea direct, nu cu timp. Când îți dai heal. Bă, da. Nu cred că l-am bătut. Uite. Noi când muream aici ne băga. Da, mă ateliat, după aia în cuptor. Poți să intri aici? Nu. Vezi care sunt beci, vreau să văd ce are acolo. Beci? Nu mai știu niște butoane, s-a păs de frică. Eu nu cred că l-am bătut. Stai, ce e acolo adevărat? Uite, văd sub. E o cameră cu sânge, din ce văd așa, prin podea. Uite, poți să te urci prin podea, vezi? M-am uitat prin podea să vedem ce sânge. Ce dracu o fi și acolo? Ce-i asta? Cum ar fi dacă mergem aici să apară boss-ul, iar... No, pare și să te închidă, știi, să nu mai poți să continui. Ce dracu mai ieși aici? Ce noi cu cutia am primit? Am spart vaza, cred că putem să dau ei în loc să sparg. Am dat ei, eu, dacă îl învie. Ce s-a întâmplat? Ce? Sunt chiar curios. Bă, ce mă? Adică, cine e ăla? Eu. Dar nu poți să te ascunzi de el aici. Cred că poți să te ascunzi de el aici, noi nu știam. Puteai să nu-l bați? Stai, puteai să faci dreapta în loc să te bați cu el? Și nu te vedea? Și când am ieșit să spar vaza de tot, ok. Intră și tu într-o vază, mai ai măcar? Nu mai ai. Ce? Când ieși din ea se sparge de tot vaza. Stai că-s curios rău. Unclean hard, the value, forge powerful weapon, iar din el, bă. Mi-a dat iar armă nouă, lol. Nu știu, dar mi se pare genial. Uite topor de rezervă aici sau ceva. Ce sunt organele astea, nu știu, nu. E înfipt aici, în perete. Mă cac în topoare lui de tot, o tonă. Hai dracu să plecăm. Uite aici are un furnace și ăsta. Și cuptorul ăla. Bă, nu știu, eu sunt fericit că am reușit să-l bat, măcar. Adică... El ca pe net, cum îl chema, oare? Unclean One. Unclean One sau Unclean, da. Ia, yeah, că-s curios. Ce mă, ce ai văzut pe net sau ce? Ce era cu ăsta? Unclean. Da, alt kill. Fii atent, te duci, te ascunzi în vază. Și apare el jos și ascunde toporul. Îl vezi cum stă în fund și ascunde toporul. Dacă te duci în baza aia? Da, îl vezi cum vine jos și ascunde toporul. Stă așa, acolo. Așa. Și după aia ieși din vază și începe boss fight jos în loc să fie sus. Bă, și nu mai are piticii jos. Ce? Dar pare mai mișto aici, așa e. Nu mai are piticii, dar are un atac la care tu ți-ai muie că nu știi să dai dodge uneori. Cum avea copacul ăla mare. De ce? Dă cu ciocanul în pământ și mișcă toată clădirea și dacă nu dai 12 perfect, îți iei hit automat. Da, dar nu mai avea pitice aia și măcar ai nu-ți pereți, bă, ai nu-ți pereți.